Flori Autoportrete 2023 este titlul expoziției care a inaugurat la Iași o nouă galerie de artă. Universitatea de Medicină și Farmacie a deschis pentru public salonul Ștefan Posa în incinta Centrului Cultural I.I. Mironescu. Facultatea de Medicină și Școala de Bele Arte de altă dată, reprezentate astăzi de Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și Universitatea Națională de Arte George Enescu, și-au unit forțele într-un parteneriat pentru materializarea unui vis de peste un secol. Dr. Ștefan Posa, unul dintre profesorii atât ai Facultății de Medicină din Iași, cât și ai Școlii de Bele Arte, a șocat România, a șocat Iași printr-o idee de a face Iași un centru cultural, de a face o casă a artelor. A venit războiul, a murit doctorul Posa și s-a năruit acest vis. Peste 350 de lucrări semnate de 120 de studenți și absolvenții Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași sunt expuse pe Simeze. Suntem încântați, suntem bucuroși să avem mijlocul nostru atâta tineret, iar lucrările pe care le vedeți expuse și care au o valoare foarte importantă din punctul nostru de vedere, pentru că sunt făcute de tinerii Universității Naționale de Artă George Enescu. Culoarea și frumusețea acestei expoziții florale este deosebită și care ne permite să spunem că la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași facem și altceva decât medicină, farmacie, medicină dentară sau bioinginerie. Dacă ne gândim la un cor care cântă la unison, așa cântă această expoziție, cântă despre ceea ce înseamnă pasiune, despre ce înseamnă talent și mai ales despre ceea ce înseamnă perseverență. Dar de ce flori? Pentru că florile sunt cele care îți stimulează, bineînțeles, bucuria, cele care te așează cu tine însuți și știi să ajungi într-un moment de reverie, poate uneori de introspecție. Și cred că fiecare proces de introspecție care vine prin frumosul din această expoziție este și câte o mică oglindă deschisă către fiecare student și sensibilitatea lui. Fie că vorbim de medici sau de artiști plastici, în acest spațiu se regăsesc oameni pasionați, care au nevoie de frumos, care știu să aprecieze actul creației și au sensibilitatea pentru a descifra trăirile autorilor. Au amprentă a emoției, a trăirii fiecăruia în parte. Adică spun dacă e un om optimist, dacă e un vesel, dacă e o fire melancolică, filozofică sau mai știu cum. Deci chiar, poate mai mult decât un portret în sine, vorbesc despre sufletul fiecărui autor în parte. Un alt palier al acestui proiect e acela de a dorinței studenților de a se face cunoscuți în oraș. Expoziția de artă transdisciplinară din salonul Dr. Ștefan Posa rămâne deschisă publicului larg pe toată durata verii.